Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sâmbătă la Târgoviște a fost organizat pentru prima dată Crosul Obezității, un eveniment la care au participat peste 200 de copii din județul Dâmbovița. Acțiunea a fost inițiată cu ocazia Zilei Europene de Luptă împotriva Obezității, de către europarlamentarul Oana Antonescu. Pornind de la realitatea că obezitatea reprezintă o problemă din ce în ce mai gravă în țările europene, iar România nu face deloc excepție, anul acesta, pentru prima dată la Târgoviște, a fost organizat Crosul Obezității. Acțiunea a fost inițiată de europarlamentarul PDL Oana Antonescu, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgoviște și Crucea Roșie. Este prima dată când se organizează Ziua Europeană de Luptă împotriva Obezității, este primul an, și am ales să marcăm acest eveniment și la Târgoviște. Pentru că obezitatea este o problemă din ce în ce mai gravă pentru Europa și nici România nu stă bine. Suntem pe locul 3 între statele europene din punct de vedere al gravității acestei boli, pe care în ultimul timp afectează din ce în ce mai mulți copii. Și cred că este foarte important ca copiii să înțeleagă, să mergem la ei, să încercăm să le explicăm să le dăm cât mai multe informații legate de nutriție, să învățăm să mănânce fructe și legume, mai puține alimente bogate în grăsimi, în zaharuri. Trebuie să încercăm să le educăm comportamentul alimentar, astfel încât să le oferim oportunitatea de a nu avea o viață cu probleme. Și am ales să organizăm la Târgoviște un cross, să le atragem atenția asupra acestei probleme și am adus fructe, îi servim cu mere verzi, am cumpărat premii, vor primi echipamente sportive, bicicletă, role, îi încurajăm să facă mișcare, îi încurajăm să meargă în parc, să se joace. Concursul s-a desfășurat pe două categorii de vârstă și 4 probe. Elevii participanți au fost nevoiți să alerge mai multe ture de lac, iar câștigătorii au primit cupe, medalii și premii, constând în biciclete și role. De asemenea, micuții s-au bucurat de merele pe care le-au primit de la organizatori. La atletism. La atletism? Da. Ai dovedit că ești cel mai bun, nu? Da. Câți ani ai? 10 ani. E prima dată când particip la un astfel de cross? Nu. Nu? Da. Și ce ai mai câștigat? Asta e primul trofeu. Asta e primul trofeu? Da. Te-ai antrenat mult? Da. Cât? Cam cât așa? Păi mă duc la antrenamente. Tu faci și sport de performanță? Da, fotbal. Și îți place, nu? Da. Și ce ai vrut să demonstrezi prin participarea la acest concurs? Că sunt cel mai bun dintre toți. Și celorlalți ai vrut să le dai o lecție de sănătate? Da. Ce ai câștigat? O medalie, niște palete și un tricou. Ai participat la cross? Da. Pentru ce? Pentru medalie. Pentru ce scrie pe... Pentru ce ai vrut tu să participi? Pentru sănătate. Pentru sănătate? Da. Să dai o lecție celor mai mari decât tine? Da. Îți place să faci sport? Da, foarte mult îmi place. Ce medalie ai câștigat? Numărul 2. Numărul 2? Ai participat la cross pentru ce, și pentru ce? Pentru sănătate. Pentru sănătate? Trebuie să le dai o lecție celor mai mari decât tine, da, semenilor tăi? E prima dată când participi? Nu. Evenimentul organizat sâmbătă reprezintă doar începutul unei campanii pe care europarlamentarul Oana Antonescu urmează să o desfășoare în școlile din județul Dâmbovița, pentru ca elevii să fie informați în ceea ce privește nutriția, să fie învățați să consume mai multe fructe și legume și mai puține alimente bogate în grăsimi și zaharuri. Este un prim pas, pentru că intenționez ca aceste acțiuni să nu se oprească aici. Intenționez ca acesta să fie primul pas în demararea unei campanii pe care intenționez să o port în județul Dâmbovița și numai în județul Dâmbovița. I-a luat amploare, se organizează astfel de manifestări în toată țara. Vrem să organizăm un program, să mergem în școli, să le explicăm, să le dăm informații nutriționale. Poate că ar fi bine să ne punem întrebarea dacă nu cumva educația legată de nutriție ar trebui să facă parte din curricula școlară. Deci eu zic că trebuie să conștientizăm că alimentația este, sau proastă alimentație este cauza pentru foarte multe boli. Obezitatea știm că determină boli de inimă, cancere, probleme cu hipertensiunea.
Eu zic că educația trebuie să înceapă la vârste cât mai fragile, pentru că un comportament deja format e foarte greu să-l corijezi, exact. Mai bine să începem cu cei mici decât să aibă probleme de sănătate în viitor. La manifestarea dedicată Zilei Europene împotriva obezității au mai fost prezenți primarul municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Marin Antonescu, directorul filialei de Cruce Roșie Dâmbovița, Gheorghe Popescu, și șeful Serviciului de Promovare a Sănătății de la Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Camelia Savu. Obiectivul acestei inițiative este de a veni în sprijinul cetățenilor europeni supraponderali și obezi, de a ajuta să-și schimbe stilul de viață, pentru a-și controla greutatea și a-și îmbunătăți calitatea vieții. Prin urmare, mișcarea reprezintă cheia unei sănătăți de fier, de aceea nu stați pe gânduri atunci când trebuie să renunțați la mașină și să mergeți pe jos sau să ieșiți în parc la alergat. Nici pe copii nu-i neglijați și educați astfel încât să renunțe la obiceiurile nesănătoase. Atât pentru astăzi, la revedere!